mult. Aceasta este o carte dificil de caracterizat. La prima vedere pare o carte sarcastică, ironică, ironică și amuzantă. La a doua lectură este o carte neliniștitoare, pentru că vorbește despre o perioadă din istoria României ce se suprapune peste existențele noastre și peste un moment care ar fi putut fi un moment auroral, momentul sărbătoririi Unirii de la Baie. În loc de a sărbători, noi asistăm la o degradare a climatului public și la o degradare a vorbirii limbii române, cum probabil că nu am mai avut parte de așa ceva în ultimele 3 decenii. Asta ce m-am gândit înainte de a veni în fața dumneavoastră, care ar fi epocile cu care am putea compara sub aspectul grotescului și al imposturii epoca pe care o trăim. Și probabil că aș fi tentat să vă răspund că ar fi epoca Ceaușismului târziu. Două motive. În primul rând, pentru că epoca Dej se detașează printr-un grad de teroare unic probabil în istoria noastră. În al doilea rând, pentru că actorii din această carte, lui Radu Paraschivescu, își au rădăcinile exact în această epocă istorică. Întâmplător sau nu, după aproape 30 de ani de la 1989, noi ajungem să fim conduși și ajungem să asistăm la vorbirea limbii române în modul care evocă anii de dinainte de 1989. Dacă aș fi excesiv de pesimist, dar voi încerca să nu fiu excesiv de pesimist, va spune că aceasta, într-un fel, răspunde și la întrebarea nespusă în ce măsură noi am reușit să ne desprindem de trecutul apropiat și să construim ceva cu sens și cu durată în această țară în care locuim. Până la un punct s-a încercat o construcție, de la un punct încolo s-a reușit o subminare teribil de accelerată acestei construcții, iar limbajul pe care îl analizează Radu Paraschivescu este exact limbajul care dă sens acestei operațiuni unice de vandalizare a unei țări și de poluarea climatului ei public. De aceea, eu mă număr printre cei care nu sunt amuzați de extraordinara permeneutica lui Radu Paraschivescu în momentul în care deconstruiește prostia. Cititorii superficiale lui Radu Paraschivescu nu înțeleg, poate, dimensiunea mai adâncă a textelor lui, în primul rând o dimensiune literară de virtuozitate stilistică și în al doilea rând o dimensiune moral-pedagogică. Radu Paraschivescu nu se numără printre cei care se uită la prostie și la impostura cu detașarea unui savant. El se numără printre cei care ne sugerează că în măsura în care noi pierdem capacitatea de a discrimina între prostie și inteligență, inteligența va dispare și prostia va triumfa. Dar anii din urmă ne dovedesc, spune eu, dincolo de orice fel de dubiu, că în absența spiritului critic, a civismului, a decenței, prostia nu doar că poate triumfa, este pe cale să triumfe, iar triumful prostiei este un triumf irreversibil. De aceea vă invit să citiți această carte nu ca pe un exercițiu de ironie, ci ca pe un exercițiu de luciditate cu care Radu Paraschivescu ne propune să ne privim în oglindă.
nu vorbele mari despre strămoși ne definesc în acest moment, ci faptul greu de acceptat, după 30 de ani de la 1989, noi suntem pe cale să ne întoarcem mentalitatea unde am pornit. Și că în materie de desfigurare a limbajului, de expresivitate involuntară și de prostie agresivă, cei ce ne conduc sunt pe cale să întreacă chiar și standardele puse destul de jos de regimul comunist. Nu uitați niciodată că limba, în momentul în care este o limbă desfigurată, ea traduce un intelect desfigurat. Dezacordurile, anacolucurile, bizareriile, tâmpenile pure, nu sunt pur și simplu accidente cu care trebuie să ne amuzăm. Cine vorbește strâmb, nu este greu să nu vă spun acest lucru, este construit strâmb intelectual și în momentul în care este construit strâmb intelectual, nu poate construi drept o țară, iar cei care își pun încrederea în acești oameni, mi-e teamă că au exact aceeași gândire strâmbă și aceeași limbă strâmbă și dacă există un om care îi pot mulțumi pentru această strâmbătate intelectuală și lingvistică care ne domină, acest este Nicolae Ceaușescu. Se pare că la 30 de ani de la moartea lui, Nicolae Ceaușescu poate fi într-o totul mulțumit de bilanțul său istoric, pentru că a reușit să graveze o țară și să o facă după chipul și asemănarea lui și cei de astăzi nu fac decât să-i ofere un omagiu postum părintelui lor fondator. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult lui Ioan Stanonir.